mulți scriitori reușesc să-și vadă cartea pe raftul unei librării sau biblioteci. Totuși, puțini reușesc să păstreze acel loc pe raft, să treacă dincolo de frontieră, granițe și să ajungă chiar pe alte continente. Invitatul ediției de astăzi, Sparge Tipare, reușește să promoveze literatura română dincolo de granițe și inspiră generații întregi. Despre literatura de consum, rolul cărților astăzi, dar și lupta continuă a literaturii cu timpul, discutăm și aflăm în cele ce urmează. Mircea Cărtărescu, poet, prozator, critic literar, nominalizat la Premiul Nobel pentru Literatură, Premiul Internațional pentru Literatură de la Valencia, Premiul Internațional pentru Literatură Berlin, Premiul Literar Giuseppe Acerbi, Italia. Domnule Cărtărescu, vă mulțumim pentru receptivitate și pentru vizita la Chișinău, de fapt. Mulțumesc și dumneavoastră pentru că m-ați invitat și tuturor celor care au contribuit la sosirea mea aici. Revin la un gând al dumneavoastră, menționați la un moment dat. Lumea nu s-a învârtit niciodată în jurul unui scriitor. Literatura își poartă de grijă singură. Vin să vă întreb, cum este literatura de astăzi? Cum o vedeți noastră? Literatura se află într-o fericită agonie de când există ea. Ea n-a fost niciodată foarte populară. Au fost epoci mai bune și epoci mai proaste, au fost vremuri mai grele și vremuri mai bune, dar întotdeauna s-a scris și literatura. S-a scris pentru cei puțini care citesc, pentru oameni care sunt sensibili la această artă a cuvintelor, pentru că literatura nu e nimic altceva decât știința de a combina cuvintele în așa fel încât să le facă semnificative pentru oameni. De asemenea, știința de a aduce puțină frumusețe, puțină claritate, puțină înțelepciune în lume. Despre știința de a combina cuvintele, de altfel menționați că unii au impresia că scriu cu dicționarul lângă mine. Și nu e așa. Care e sursa de cuvinte pentru noastră? Vedeți, arta literaturii este un termen umbrelă prin care se înțeleg foarte multe lucruri. De fapt, ce este literatura? Care este sensul literaturii pentru oameni? Literatura se scrie pentru oameni, ea nu este niciodată un exercițiu autist de combinare a unor cuvinte, așa cum spuneam. Oamenii percep literatura la multe niveluri. Un nivel este, să zicem așa, nivelul comun în care oamenii citesc ca să se identifice cu personajele, ca să trăiască viețile altora, ca să, știu eu, înțeleagă mai mult despre felul în care oamenii interacționează unii cu alții. Alții citesc literatură ca să le treacă timpul, pur și simplu, alături de alte distracții. Spunea cronicarul, nu există zăbavă mai frumoasă decât cititul cărților. Prin acest cuvânt zăbavă înțelegea trecerea vremii, pur și simplu, trecerea plăcută a vremii. Într-o zi poți să mergi la un spectacol, în altă zi poți să mergi la un joc de fotbal, în altă zi poți să citești o carte. Însă, dincolo de acestea, literatura este și un exercițiu metafizic, un exercițiu de înțelegere superioară a lumii. Deci, eu am crezut întotdeauna că literatura nu este numai divertisment, este și cunoaștere. E cunoaștere la fel ca și știința, la fel ca și filozofia, la fel ca și matematicile, la fel ca și teologia și așa mai departe. Deci, literatura te leagă și de un plan mai înalt al existenței. Astăzi, de ce credeți că cititorii aleg să iau carte în mână? Mai curând pentru a-și mângâia sufletul? Cititorii sunt și ei, de multe feluri. Eu mă bucur când oamenii citesc orice fel de carte. Este mai bine decât să nu citească. Deci eu nu am nimic împotriva literaturii, așa zis, populare. Să zicem romanele polițiste sau romanele de dragoste, romanele care se vând în zeci de mii de exemplare, sute de mii de exemplare câteodată, internaționale sau din literatura noastră românească. E bine că oamenii citesc și astfel de cărți. Este bine că citesc science fiction, este bine că citesc literatură oricât de diversă, de consum, cum se spune. Însă este minunat când de la citit se trece la lectură. Eu fac o diferență între ele.
Cititul este una, cititul este la îndemâna oricui. Literatura înseamnă puțin mai mult. Atunci când într-o carte te implici tu însuți, nu lași doar autorul să-ți aducă conținuturile sale. Când te implici tu însuți și când tu însuți vii cu ceva din tine în receptarea cărții, atunci ai trecut la stadiul următor, la lectură. Orice carte este ca un perete cu cârlige, într-un fel. Cârligele sunt ale autorului, dar hainele pe care le pui în cârlige sunt ale cititorului. De pildă, autorul poate să înceapă o carte, era o zi frumoasă de toamnă. Ei, tu nu poți avea acces la creierul autorului ca să știi la ce zi de toamnă se referă el. Tu, de fapt, umpli locul acela gol cu o zi de toamnă din viața ta. Deci tu ești cel care scrie cartea, alături de autor. Orice carte are doi autori, de fapt, pe scriitorul propriu-zis și pe cititor. De aceea se poate spune că nu există carte bună fără un cititor bun. Nu există carte genială fără ca cititorul să fie el însuși genial. Un scriitor genial ne face genial pe toți. Care ar fi acea substanță interioară cu care vine cititorul? Substanța aceea interioară este memoria noastră, în primul rând, dorințele noastre, subconștientul nostru, aspirațiile noastre și așa mai departe. Tot ceea ce este în interiorul nostru, ce este în inima noastră, ce este în creierul nostru, ce face obiectul dorințelor noastre. Cum ne asigurăm că ceea ce e în interior e și luminos și face bine unei cărți? Cel mai bine face unei cărți ca un cititor să se dedice cărții. Cât timp o citește? Dacă eu citesc, să zicem, o scriere a lui Dostoievski, un mic roman al lui Dostoievski, să spunem, Dublul, Omul de dublat, sau Nopți albe, care e unul dintre cele mai frumoase romane de dragoste din lume. Bine ar fi ca eu să-l citesc în câteva zile, în care să nu mai citesc în paralel și altă carte, în care să încerc să mă concentrez asupra cărții respective și nu doar să o citesc cu ochii, ci să o citesc participativ, să particip la această carte, să încerc să înțeleg mintea extraordinară a lui Dostoievski în timp ce citesc, să am acces la această comoară ascunsă, să spunem, a acestei minți. Și atunci când eu deslușesc, de fapt, intențiile autorului, ce a vrut el să comunice, cum a vrut el să comunice și așa mai departe, atunci pot să spun că am avut acces la carte și că în sfârșit am citit-o. Am citit această carte. Și dacă am citit-o bine, o să-mi o amintesc toată viața. Iar o caracteristică a cărților foarte mari și foarte bune este că le poți citi la infinit. Că eu am citit Divina Comedia, să spunem, a lui Dante, la 20 de ani, prima mea lectură. Eu o voi citi peste 5 ani fără să mai recunosc aproape nimic din prima lectură. Voi citi practic altă carte, pentru că eu am evoluat. De la 20 la 25 de ani am crescut eu însumi. Și cartea crește și ea odată cu mine. Voi înțelege lucruri pe care nu le-am înțeles la început, îmi voi aminti lucruri pe care le-am uitat la prima lectură și așa mai departe. Eu citesc, de pildă, Biblia în fiecare an. Nu pentru conținutul ei mistic sau, teologic, ci pentru că este probabil cel mai mare roman scris vreodată. Îl citesc ca pe o carte de literatură, ca pe o carte de înțelepciune, ca pe o carte care mă îmbogățește foarte tare. La fel citesc la câțiva ani odată toată opera lui Dostoievski. Mă scald, ca să spun așa, în opera lui. La fel citesc Thomas Mann, la fel îl citesc pe Kafka. E nevoie de o recurență, de întoarcere la scriitorii pe care îi iubești și atunci ai să înțelegi din ce în ce mai bine. Copilăria mea a fost... O copilărie banală în spatele blocurilor. Părinții mei erau din mediul muncitoresc, așa încât am bătut mingea în spatele blocurilor. Cuvântul care mă reprezintă... Perseverență.
omul care mi-a schimbat viața. Mama, fiindcă mi-a dat viața. Adevărul în literatură este despre... Despre literatura însăși. O traducere bună înseamnă... O trădare creativă. Despre scriitori nu se cunoaște că... Este și el om. Cum vedeți această grabă a lumii moderne, chiar și această citire paralelă? Graba de a băga într-un timp scurt cât mai multe lucruri. Este asta o lipsă de respect pentru anumite cărți? Sunt oameni care sunt pe fast forward, cum se zice, și alți oameni care sunt pe o lungime de undă mentală mai scurtă și mai calmă. Sunt oameni care pot îngurgita foarte multe cunoștințe foarte repede, fără ca ei să le amestece sau fără să le, știu eu, să facă o varză din ele. Dar sunt și oameni care se dedică, de fapt, câte unui singur lucru deodată. Și eu fac parte dintre acești oameni care, de obicei, când au o pasiune, și eu am nenumărate pasiuni, când au o pasiune, când au un hobby, când au un foarte puternic interes, de orice fel ar fi, se dedică foarte tare acelui interes. Asta este o trăsătură, să zicem așa, de autism superior. Adică un fel de determinare a minții de a stoarce tot ce poate stoarce dintr-un subiect. De pildă, dacă mă pasionează pictura Renașterii, păi eu vreau să știu totul, absolut tot, despre pictorii respectiv, viața lor, opera lor, fiecare centimetru din tablourile pe care le-au pictat. Deci mă duc până la capăt. Dacă mă interesează o teorie a conspirațiilor, să zicem, ferească Dumnezeu, că încă n-am intrat în ele, dar dacă m-ar interesa, aș merge până în pânzele albe. E despre curiozitatea de care spuneați că e necesară. Exact, exact. Eu aș spune că în tot ce faci este necesară pasiunea. Pasiunea adevărată, în orice domeniu al vieții. Și asta nu este foarte comun oamenilor. Oamenii, în general, au pasiuni mici. Vieții nu în mod necesar, într-un mod neplăcut, banale, ci viețile noastre, ale tuturor, sunt de cele mai multe ori banale. La ce vă gândiți când spuneți pasiuni mici? Mă gândesc la interese punctuale. De pildă, eu aș vrea să călătoresc, să spunem. Aș vrea să călătoresc. Anul acesta văd Italia, câteva orașe din Italia. Anul viitor văd arhipelagul grecesc. Anul celălalt merg, poate, dacă am posibilități, bineînțeles, în America Latină. Fiecare dintre aceste lucruri pot să mă copleșească sau pot să îmi dea un sentiment, doar un sentiment plăcut, așa de, știu eu, voiaj lejer, cu all inclusive, care să nu-mi spună foarte tare și în care să nu mă angajez cu totul. Dar dacă merg la Florența, de exemplu, și văd domul lui Brunelleschi, campanila lui Giotto, Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio și așa mai departe, galeriile Uffizii. Acolo nu poți să treci ca peștele prin apă sau ca gâsca prin apă. Trebuie să pui pasiune, pentru că altfel nu înțelegi. Nu înțelegi de ce e așa minunată Venus a lui Botticelli sau primăvara lui Botticelli. Nu prinzi acea lumină a Florenței, care este minunată și care l-a produs și pe Dante Alighieri, care l-a produs pe Leonardo da Vinci, care l-a produs pe Rafael. Nu înțelegi lucrurile, treci pe lângă ele. Acolo îți trebuie pasiune. Dacă simți că într-o viață anterioară ai fost marinar, ai călătorit pe mări, cum eu am simțit întotdeauna, toată viața mea, și când mi-am făcut testul ADN am ieșit jumătate grec. Deci probabil că strămoșii mei au fost marinari greci,
au călătorit între insule, în arhipelag. Când simți lucrul acesta, când știi ce, când ai știut la 3 ani ce este o corabie, fără să fi văzut vreo corabie vreodată, cum am făcut eu, cum mi s-a întâmplat mie, atunci să mergi în arhipelagul grecesc cu adevărat, așa cum eu o fac în fiecare an, în vacanță, nu înseamnă să faci turism, ci înseamnă să ai o experiență psihologică copleșitoare. Nimic pe lume nu-mi place mai mult decât să călătoresc cu vaporul de pe insulă pe alta, să văd orașe noi, să văd locuri noi, să văd oameni noi. Este cea mai mare plăcere a vieții mele. Care e emoția pe care o simțiți pe vapor? Ce emoție trăiți acolo? Simt că aparțin. Simt că aparțin navelor care merg pe ape. Simt că asta mi-ar place să fac întotdeauna. Mi-ar place să fiu marinar. Mi-ar place să fiu pe nave cu pânze. Peste tot unde mă duc, încerc să văd dacă există muzee ale marinei, muzee ale navelor cu pânze. La Constanța am fost pe Bricul Mircea. Am vizitat singurul nostru submarin. Există un singur submarin românesc. Am vizitat fregatele de luptă românești. Deci am încercat să văd nave. De asemenea, când am fost la Stockholm, acolo este un mare muzeu care e construit în jurul unui galion scufundat în secolul al XVII-lea și care a fost readus la suprafață întreg. O navă cu pânze uriașă și s-a construit deasupra ei o cupolă și se poate vizita acea navă. Vreau să vă spun că am fost fericit vizitând-o. Adică m-am simțit absolut la largul meu. Dar eu nu am numai pasiunile astea. Am multe altele, din foarte multe domenii. De pildă, sunt foarte pasionat de fizica cuantică și încerc să citesc tot ce se poate ști despre fizica cuantică, gravitația cu bucle, toate cele mai noi teorii din acest domeniu. Îmi place și matematica foarte mult, deși nu știu să citesc nicio ecuație simplă, dar îmi place istoria matematicii. Citesc despre marii matematicieni, citesc despre teoriile matematice, despre Georg Cantor, de pildă, teoria infinitului și așa mai departe. Citesc din toate domeniile, sunt un cititor omnivor. Orice carte, cărți de istorie. În ultima vreme îmi place istoria foarte mult. Am citit cărți despre Napoleon, pentru că am văzut filmul cu Napoleon care s-a făcut de curând. Citesc cărți despre Iulius Cezar și așa mai departe. Și îmi place foarte mult să-mi imaginez viața în Roma antică, tot ce ține de logistica aceasta a bătăliilor și așa mai departe. În ultimul meu roman am foarte multe bătălii și mi-a plăcut foarte mult să le descriu. Mi-a plăcut mult să vorbesc despre mișcările de trupe, despre... Vă dați seama că a trebuit să mă documentez, să știu, au fost bătălii din secolul al XVIII-lea sau al XIX-lea. A trebuit să știu în detaliu ce fel de arme se foloseau, ce fel de armuri, ce fel de uniforme se foloseau, cum se întâmplau luptele și așa mai departe. Asta m-a distrat foarte tare. Vorbind despre pasiuni, de fapt chiar dumneavoastră recunoașteți, timp de 50 de ani am scris aproape zilnic. Scrisul nu este nimic deosebit, este viața însăși. Vin să vă întreb totuși, care sunt momentele în care pentru un scriitor devine greu și acel pix? Momentele în care alegeți să scrieți mai puțin? Da, scrisul este pentru mine un lucru cronic, este o boală cronică, să spunem așa. Eu scriu în primul rând jurnal. Mă consider un autor de jurnal. Cred că am unul dintre cele mai lungi jurnale din literatura română. Anul trecut, în septembrie, am plinit 50 de ani. Jurnalul meu, scris de la 17 ani încolo, până ieri. Ca să zic așa, ultima intrare în jurnal a fost de ieri. Și jurnalul ăsta este ca o a doua piele a mea. Pot să-mi imaginez că n-am scris nicio carte niciodată, dar nu pot să-mi imaginez că n-am scris jurnal. Jurnalul e cel mai important lucru pe care îl scriu, fiindcă îl scriu aproape zilnic. Probabil că și discuția noastră de acum va fi menționată diseară sau mâine în jurnalul meu. Suntem onorați. Așa încât
Eu sunt obișnuit cu scrisul. Și mai mult aș spune, sunt obișnuit cu scrisul de mână. Îmi place să scriu de mână, când toată lumea scrie pe computer, de fapt. Și eu scriu pe computer, dar nu lucrurile cele mai importante. Cele mai importante lucruri le scriu în continuare de mână. Și asta este plăcut, pentru că nu ai impresia asta de, știu eu, de artificiu și de industrializare pe care o ai când scrii pe o platformă, în definitiv, electronică. Ai sentimentul că ești mai autentic, că ești mai aproape de tine însuți. Când faci buclișoarele acelea ale scrisului pe care le-ai învățat în clasa întâi, în copilărie, ai sentimentul că, într-un fel, ești mai adevărat. Că, de fapt, faci un efort mai mare. Și scriind buclișoare, scrii și mai încet. Și asta e foarte important, pentru că arta scrisului, ca și arta iubirii, să spunem, este o artă a lentoarei, nu este o artă a grabei. Cu cât scrii mai lent, cu cât scrii mai aplecat, cu cât ai mai mult timp să observi chimia dintre cuvinte, când faci o frază, de pildă, cu atât cred eu că ți este scrisul mai bine. Ce decide acea chimie dintre cuvinte? Știința scriitorului. Aici stă diferența între un scriitor realist, să spunem, între ghilimele, solid, care face scene, care face personaje, care e interesat de arhitectura unui roman, să spunem, față de un scriitor stilist, care e interesat mai ales de fraze, mai ales de legătura dintre cuvinte. Hai să zicem diferența dintre Balzac și Nabokov. Balzac este un scriitor, sigur, foarte bun la toate nivelurile, dar în primul rând e un arhitect. El face construcții solide. Frazele lui nu sunt semnificative. Sunt fraze transparente, fraze ca de vorbire obișnuită. În schimb, Nabokov nu scrie cum se vorbește. El scrie trecând totul printr-un fel de filtru artistic, așa încât fiecare frază este ca o gânganie pe care poți să o iei cu o pensetă, te uiți cu lupa la ea și o vezi că mișcă din toate piciorușele. Înseamnă că e vie, înseamnă că e flexibilă, înseamnă că este, că are viață în ea. Nu poți, dacă citești Lolita lui Nabokov, nu poți să sări peste nimic, peste nicio frază, peste niciun cuvânt, pentru că toate sunt de o frumusețe extraordinară. Toate sunt vii, toate frazele lui sunt vii. Asta este diferența. Există și un nivel mai sus, deci nu există doar scriitorii realiști și scriitorii artiști. Mai există și scriitorii profeți, care sunt deasupra și a lui Balzac și a lui Nabokov. Și anume sunt scriitorii pentru care merită să citești literatură cu adevărat. De pildă Kafka. Kafka nu este la fel de bun profesionist ca Balzac și nici la fel de artist ca Nabokov. Dar e mai bun și decât unul și decât celălalt. Pentru că el este un iluminat, este un profet, este un om care a primit de undeva, nu se știe de unde, o inspirație aproape divină. Dante Alighieri, de asemenea, Dostoevski, de asemenea. Ei sunt mai presus de diferența asta între meserie și artă. Ei sunt într-un aer mai rarefiat, în stratosferă, să zicem așa. Și sunt și scriitorii mei preferați. Literatura română este strălucită câteodată, mediocră altădată și slabă altădată. Regretul care mă bântuie. Ca și Edith Piaf, nu am regrete. La oameni apreciez. Nu sunt original, sinceritatea. Cartea la care revin mereu. Opera lui Dostoevski. Lecția timpului este despre acceptare. Visul încă nerealizat. O carte nouă.
Totuși, care sunt acele lucruri care ajută o carte să treacă de testul timpului? Nimeni nu știe lucrul acesta, cred eu. Cu atât mai puțin autorii înșiși. Pentru ca o carte să dăinuie, cred că ăsta e sensul întrebării dumneavoastră, ea trebuie să cuprindă ceea ce s-ar putea numi experiență umană, experiență universală, să nu fie numai a unui singur timp, să fie a tuturor timpurilor. De pildă, Iliada. Iliada există de 3000 de ani încoace. Ea a fost citită de 3000 de ani în toate epocile. Nu sunt autori care țin de o modă, care țin de un fel de a scrie într-o epocă oarecare, ci sunt valabili oricând, pot fi citiți oricând. Și cred că un scriitor adevărat trebuie să își dorească această universalitate. Vă mulțumesc pentru discuția de astăzi.